Праздников в этой работе не бывает. Сегодня отмечают Европейский день службы экстренного реагирования 112. ДТП, утечка газа, домашнее насилие, инсульты – это одни из сотен звонков о помощи, которые ежедневно получают операторы ведомства. Работа психологически тяжелая, признаются сотрудники, но это того стоит, когда знаешь, что можешь спасти чью-то жизнь. За одну смену оператор службы 112 принимает до 400 вызовов. Единый номер, начиная с 2018-го, а именно тогда в Молдове появилась эта служба, знает каждый житель. Нередко звонят даже дети, прося о помощи. Операторы говорят, что именно желание быть полезным обществу и сподвигло их на эту сложную работу. После начала по лукру, который им плачет самый мульт, лукрез в группе персоани очень эмпатичные, которые сунт гата со царала на ажуторор, когда ай невое. Este un lucru ce îți oferă o satisfacție interioară, pentru că oferă ajutor celor care au nevoie și care se află în pericol. Ceea ce nu-mi place și este mai, nu când nu-mi place, dar este mai greu, este faptul că lucrez în turele de noapte, este foarte obositor și stresant în același timp. Ceea ce nu-mi place, uneori sunt deseori persoane care în stare de depresie, deseori sunt situații când ne provoacă la conflict sau cere ceea ce noi, nu depinde de noi. De exemplu, sunt persoane foarte insistente care sună la noi și cheamă taxi sau să-i dăm număr de taxi. Работа оператора экстренной службы усложняется не только подобными звонками. Нагрузка возросла в пандемию. Фиекара персона суна репетат, пентру афлада, экипажу сапорнит катри и сауну, респектива крескэнд номер де апелу. Швакан мне лукру мулт май грил. Локсы putem prelua un alt apel de urgență care să ne ajute să salvăm o altă viață, noi trebuie să preluăm aceeași informații, să repetăm încă o dată și să-i spunem să fie răbdători, să aștepte echipajul. Foarte multe chemări și sunt foarte multe cazuri când se produce întârzieri. Se supra-solicitează ambulanța și nu face față. Sunt foarte multe, în Chișinău foarte multe și în Bălți, suburbile, sunt foarte multe chemări de COVID. Несмотря на немалый объем работы, у каждого оператора есть свои истории, которые невозможно стереть из памяти. Cel mai emoționant apel pe care l-am avut a fost tot de la un copil. Cazul dat era vorba despre mama lui care s-a electrocutat în condiții casnice și era inconștientă, căzută în casă. Atunci copilul nu s-a panicat, având încă doi frați mai mici, a sunat și a cerut ajutorul. A fost cel mai amuzant caz de poliție. O bătrână sună din Chișinău, permisul la Cotru, locuiește. Că cineva a intrat în beci, că s-a auzat gălăgie și a închis ușa. A ajuns acolo echipajul de poliție, dar acolo borcanele cu murături bufneau. В единой службе экстренного реагирования работают 82 оператора. Звонки принимают круглосуточно.